Luna aceasta e luna în care ne apropiem cu mulțumire de tronul îndurărilor lui Dumnezeu și în culmea calendarului e o zi specială pe care am pus-o deoparte ca zi de mulțumire lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, ca să învățăm mai bine și mai frumos despre mulțumire și ca îndemn la mulțumire, am luat câteva gânduri din Sfânta Scriptură în legătură cu principiile pe care Domnul le fixează în mod simplu în Sfânta Scriptură ca principii ale secerișului, ale recoltei. În cuvântul Domnului, în textul de la 2 Corinteni, capitolul 9, cuvântul spune, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Și desigur, aici, în textul de la 2 Corinteni, apostolul Pavel vorbește despre o strângere de bani, despre o colectă despre care scrisese și în prima epistolă, și pe care o făcea în toate bisericile din diaspora, din răspândirea bisericilor în Asia Mică, în Grecia, în Macedonia, în Ahaia și în Corint. Și banii aceștia urmau să fie trimiși bisericii din Ierusalim care să îi împartă săracilor, celor năcăjiți. Era foamete, era secetă, era sărăcie. Și biserica din care porniseră ca jerbe de lumină, pretutindeni în lume, evangheliști, misionari, predicatori și au înființat biserici peste tot, trecea prin încercări financiare grele. Și aici apostolul Pavel fixează câteva norme în legătură cu această strângere de bani. Dar vorbim despre o semănare și despre o recoltare. Și la fiecare pas, cu fiecare vorbă, cu fiecare zâmbet, cu fiecare cuvânt sau cu fiecare faptă și până la urmă cu fiecare gest, noi semănăm, noi punem o sămânță și sămânța aceea va avea o recoltă. Desigur, banii, n-am să vorbesc numai despre bani, pentru că în înțelesul cuvântului, în a semăna, e și aceea de ce suntem, cum ne arătăm lumii, cum ne afirmăm în lumea aceasta și cum ne vede lumea și ce semănătură punem în inima celor care ne văd, ne ascultă, ne privesc, au legătură cu noi. În Evanghelia după Matei, la capitolul 13, cuvântul Domnului spune că împărăția e ca și un semănător care a ieșit să seamene sămânța. Sămânța cade într-un pământ bun sau cade într-un pământ pietros, sau cade pe lângă drum, sau cade între spini, dă, se ofilește rodul, într-alta dă chiar rod bun, bogat, dar nu dă recoltă. Există însă un pământ bun care dă recoltă și dă recoltă după cum e semănătura, 60, 80, 100, să fie un grăunte care dă 100 de boabe în spin. Întâi, câteva gânduri în legătură cu această recoltă pe care Domnul o așteaptă de la noi. Principiul întâi, și voi avea 5 gânduri în legătură cu secerișul și semănatul și recolta. Întâi e principiul investiției. Recoltăm doar dacă semănăm. Pare atât de ridicol de simplu și totuși cu lucrul acesta începem.
Principiul acesta e al investiției. Nu putem recolta nimic dacă n-am semănat nimic. Ca să recoltăm, trebuie să semănăm. Sămânța, spune cuvântul, trebuie semănată și semănarea e o lucrare în care se cere jertfă. La Ioan, la capitolul 12, Domnul Iisus spunea, și aici e vorba nu de bani, aici e vorba de o investiție a vieții, de viața celui care se dă pe sine. La versetul 24, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Semănarea aici e investiția vieții. Când semănăm, Domnul Iisus aici spune și vorbește atunci când a fost provocat de niște greci care vroiau să-l vadă. Au venit niște greci care erau la praznic și au venit, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip nu se duce la Domnul Iisus să-i spună, au venit niște greci, vor să te vadă, se duce la Andrei. Și atunci Filip și Andrei au venit la Domnul și au spus: au venit niște greci și vor să te vadă. Niște misterii aici, nu știm cine erau grecii și nu știm de ce au venit să-l vadă. Atâtea speculații se fac în legătură cu întâlnirea aceasta. Grecii iubesc filozofia. Domnul Iisus era un rabun, era un rabuni, un învățătorul meu, al nostru, era un învățător al legii, era un dascăl. Și desigur au venit să-i pună întrebări, ei cu filozofiile lor. Nu știm dacă Domnul Iisus s-a întâlnit cu ei, pentru că nu găsim lucrul acesta pus în Biblie și suntem de părere că n-a vrut să se întâlnească cu ei. Pentru că răspunsul pe care îl dă nu îl dă grecilor, ci îl dă celor doi, lui Filip și lui Andrei. Din răspunsul pe care îl dă Domnul însă putem să ne închipuim care a fost întrebarea și motivul. Au venit să-l vadă, dar de ce? Domnul le răspunde: sămânța trebuie să moară. Și atunci au venit probabil să-i aducă o alternativă a crucii. Învățăturile pe care le spui sunt atât de extraordinare. Vino în Grecia, vino în Ahaia noastră și acolo vei avea mulțimi care să te asculte. Iar Areopagul la dispoziția ta, toți filozofii vor sta la picioarele tale și vor asculta învățăturile tale. Nu știi ce se vorbește aici în Ierusalim, că vor să te omoare? Și Domnul vine și le spune: adevărat, adevărat vă spun că am de făcut o semănare, am de semănat ceva. Și grăuntele care este în pământ trebuie să moară, dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, va aduce roadă. Atât de simplă e învățătura aceasta. Nu recoltăm nimic dacă nu semănăm nimic. Și viața de credincioși, de copii ai Domnului, de ucenici ai Domnului, e o chemare ca să fim sămânța care cade în pământ și moare. Evanghelia nu e o evanghelie ușoară de legănat păpușele și de mâncat popcorn la televizor. E o evanghelie drastică, e o evanghelie dură, e o dragoste la care am fost chemat, care să consume sufletele noastre, și suntem chemați la o viață de urmare a crucii Domnului Iisus Hristos ca urmaș al celui care a fost răstignit. Nu vrem asta, nu e recoltă.
Cât de mult îl iubim noi pe Domnul? Pentru că dacă îl iubim pentru avantajii pământești sau pentru avantajii de orice fel, atunci dragostea noastră nu e suficientă. Dragostea noastră trebuie să fie într-atâta încât unitatea și legătura între noi și El să fie deplină. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Vreți să semănăm? Întrebarea pusă în altfel e: sunteți gata să murim? Asta e învățătura nou-testamentală. Un businessman, un om bogat, a îmbătrânit și era bolnav, avea coșmar și striga mereu în somn: mâinile mele, mâinile mele, mâinile mele! Și nevasta îi spune: n-ai nimic ca la mâini. Și iarăși mai lua o doctorie și iarăși: mâinile mele, mâinile mele! Și i-au chemat prietenii și colegii de business: veniți și spuneți că n-are nimic, că nu-i bolnav. Au chemat doctorii să vină să-i spună și el tot: mâinile mele! Și într-un moment de luciditate, omul acesta bogat, când strigă mâinile mele și se trezește: n-ai nimic la mâini. N-am nimic la mâini, dar sunt goale. Și mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu și am mâinile goale. Principiul acesta din tâi, luați aminte la el. Al doilea e principiul, și ce vă spun s-ar putea să nu fie nou. Există predici în vremea aceasta multe în legătură cu ce-ți vorbim în seara aceasta. E principiul identității. Ce sunt, ce suntem, ce sunt și seamăn, aceea iese. Ce am semănat, aceea vom și recolta. La Galateni, în epistola apostolului Pavel la Galateni, la capitolul 6, la versetul 7, e principiul acesta în care am semănat grâu, grâu secer, și am semănat ovăz, ovăz secer, am semănat lucruri pământești, lucruri pământești am să secer. Galateni, capitolul 6, la versetul 7, cuvântul spune: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Nu se întâmplă, nu există așa ceva. Să pui acolo un bob de fasole și să-ți iasă un păstârnac. Să pui un bob de fasole și să-ți iasă o părădaică. Nu există așa ceva. Și apostolul Pavel vorbește într-o logică copilărească. Băgați de seamă, Dumnezeu a așezat legile acestea. Ce seamănă omul, aceea seceră. Nu-l batjocorim pe Dumnezeu, nu se lasă batjocorit. Principiul acesta e simplu, pentru că noi trebuie să semănăm în neprihănire. Deci, că deschideți în epistola lui Iacov, la capitolul 3, Iacov, capitolul 3, la versetul 18, ni se spune că există roade speciale pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi. Roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Și vorbește înainte despre înțelepciunea care vine de sus și e curată, e pașnică, e blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Roada neprihănirii.
Semănăm roada neprihănirii, adică a curăției în care ne-a îmbrăcat Domnul Iisus Hristos. Atunci roadele vor fi roade ale neprihănirii. Roadele pe care le culegem sunt după semănătura pe care am pus-o. În textul pe care l-am citit din 2 Corinteni, capitolul 2, puțin mai înainte, ca un gând pe care l-am dat fraților care au intrat în slujire pentru noul an. În textul acela se vorbește despre diferite materiale. Fie un alt gând pe care îl are Apostolul Pavel, acela al testului, al examenului, a ceea ce rămâne din ce am clădit. Lucruri scumpe rămân, lucruri ieftine, lucruri care ne costă rămân, e jertfă, lucruri care... Darul e semnul dragostei pe care îl avem față de Domnul. Și Domnul vine la un moment dat și spune poporului care s-a învățat cu jertfele. S-a învățat cu un formalism religios în care urmau aceeași rutină, aceeași lucru, aceeași... O taie, o pune pe foc, arde, pleacă mai departe, iar vine, aduce jertfa, iar o taie, iar o pune pe foc, iar se face fum, îmi mai dă și lui o șuncă, face o masă de pace și iarăși pleacă, iarăși vine, iarăși jertfa, iarăși mai întinde masa, iarăși beau și chefuiesc. Și vine Dumnezeu și spune... Mi-e scârbă de jertfele voastre, mi-e silă, mi-e silă de jertfele voastre. Jertfele voastre nu înseamnă nimic, că voi vă vedeți de capul vostru, voi gândiți alte lucruri, pe mine nici nu mă băgați în seamă, veniți voi și aduceți-vă jertfă, viața voastră. Acesta e un principiu iarăși la care să luăm aminte. Apoi e al treilea principiu, principiul intervalului de timp. Să mă iertați dacă lucrurile pe care vi le spun sunt ca și pentru niște copii la grădiniță. Dar așa ne spune cuvântul și ne ia ca pe niște copii ca să înțelegem lucrurile acestea. Între momentul când am semănat și momentul când am recoltat, durează timp. E un interval de timp. N-am pus fasolea astăzi și mâine să vin, măi nevastă, măi, nu e și nimica, ce e asta, ce treabă, ce bob mi-ai dat tu, ce fasole mi-ai dat, ce marcă scrie pe plic acolo. Nu, nimeni nu face așa ceva. Trebuie un timp și aici e vorba de răbdare. Așteptați ca bobul care a căzut să dea recoltă. Tot în Iacov, la capitolul 5, la versetul 7, spune: fiți dar îndelung răbdători, fraților, până când? Până la venirea Domnului. E mult timp? Probabil că da. Sau probabil că nu. Dar fiți îndelung răbdători. Când îmi închei răbdarea? Niciodată. Fiți îndelung răbdători. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaia timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Dar noi trebuie să avem răbdare. Ai semănat în înțelepciunea care vine de sus și în neprihănire, vei avea recoltă. După cum înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, care păstrează niște statistici extraordinare, nici măcar o vorbă pe care am spus-o, și Domnul Iisus ne zice amănuntul ăsta, pe care am spus-o necugetat așa, m-a luat gura pe dinainte, n-am spus și eu o vorbă. Vom da socoteală pentru vorba aceea.
Deci înseamnă că undeva s-a înscris. Valentin a spus o vorbă, mai bine își punea mâna la gură. Și cândva Domnul va veni și îmi va spune, de ce ai spus vorba aia? Mai am motive când stau în fața regelui să-i spun, Doamne, m-a enervat tare, ălalalt mă hârâia, din coace ăsta mă păruia, ăsta l-al trăgea cu grapa pe mine, să nu le spun una? Nu, nu, n-am voie. Statisticile Domnului sunt precise, nici măcar un pahar de apă, Domnul spune că nu rămâne fără răsplată. Nu vă cutremurați în legătură cu aceasta că suntem priveliște, suntem sub atenția lui Dumnezeu la fiecare pas. Că nici măcar o cotitură, un gând pe care l-am și Dumnezeu răstoarnă și toate rânduielile care erau înainte, în legătură cu ce e păcatul, în legătură cu ce e crima, în legătură cu ce este adulterul, în legătură cu ce e furtul și vine și spune, până și un gând pe care îl aveți în legătură cu asta, e păcat. Nu vă sperii? Și în toate acestea e o semănătură pe care o facem. Omul ne ascundem sub ideea că nu putem să fim sfinți, că nu se poate să fii sfânt, că cine poate să fie sfânt? Numai că atunci, frați și surori, puteți arunca cartea aceasta. Pentru că Domnul ne cere să fim sfinți. Și iarăși lucrul celălalt, dacă zice cineva că n-are păcat, minte. Și atunci unde suntem? Mă ascund în Hristos Domnul. Mă arunc la picioarele Lui. Și El își ia mantaua și o pune peste mine. Și sunt un sfânt al Domnului. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și principiul acesta al intervalului de timp îl puteți lua în viața voastră. Copiii ne enervează. Sunt aici în biserică și ei se joacă. Dincolo desenează. Dincolo unul chițăie. La balcon unul râde. Ne enervează. Nu, 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 am semănat. Aduceți-i la casa Domnului, frați și surori. Aduceți să scrie, aduceți să mârie, aduceți să cânte, aduceți-i să țipe, umpleți locurile acestea cu copii, pentru că în ei semănăm faptul că s-au obișnuit în casa Domnului, s-au obișnuit în biserică, mintea lor e obișnuită cu ceva în care, chiar dacă nu înțeleg, sunt aici cu noi în casa Domnului, am semănat recolta? Nu o să fie astăzi, nu o să fie mâine, nu o să fie săptămâna viitoare, dar va fi cândva. Eu mi-aduc aminte și cu o emoție sfântă, ca și cum cu gândul mă îndrept înspre ceva sacru în copilăria mea. La Speranța, acolo sub pod, lângă gară, Biserica Speranța prinsă într-un colț așa care intra chiar în stradă. Intram și n-avea bănci, și n-avea bănci capitonate. Erau niște lavițe drepte, una după alta. Și stăteam pe lavițele alea până mă dureau șoldurile. Și stăteam acolo că erau tari. Și uneori mai vorbeam, era un rotarul, parcă îl chema, ne plăcea să fim burdani și mai învățam noi și versete și stăteam până când mai primeam câte una, stai liniștit și iar mai stăteam drept și la rugăciune ne punea acum îngenunchiați-vă și voi, până când, nu știu, pe la 9 ani sau 10 ani, mama îmi spune, e rândul tău să te rogi, dar nu m-am rugat niciodată în biserică.
La 9 ani, mi-aduc aminte, am pus prima rugăciune în casa Domnului. Nu mai știu ce am spus. Îmi pregătisem gândurile să-mi fac frazele, că acum mă aude toată lumea. M-a pus, acum roagă-te, în casa Domnului. Stai în adunare. Era semănătură. Și dacă stau în fața voastră astăzi, e pentru că semănătura dă rod. E în familie. Atâtea necazuri în familiile de astăzi. Și unul din motivele care îl văd e că nu-i răbdare. E că nu-i răbdare. N-avem răbdare unii cu alții. S-a semănat cuvântul, dar n-avem răbdare să se facă rod frumos. Dragostea crește încet. Și vorbesc de dragostea aceea care vindecă. Am niște zgârieturi pe mână. Sunt de vreo săptămână zgârieturile astea. Mi-a pus Neosporin să nu se infecteze, mi-a mai dat niște pilule, dar zgârieturi. Știți cât a trebuit să mă zgârii? Nu știu cât așa, pac, odată. Din cu aceam o zgârietură, undeva, nu mai știu unde e, zgârietura, cineva spunea puțin mai sus, dacă era, eram gata. Zgârietura s-a făcut așa, instantaneu. Numai că vindecarea, și vorbesc de dragoste, se face încet, se face lent. Ușor se fac rănile, greu se fac vindecările. Aveți răbdare, că Dumnezeu are răbdare cu noi. Să avem și noi răbdare unii cu alții. Ăsta e principiul timpului care e legat de recoltare. Al patrulea, și aici principiul acesta iarăși e simplu, principiul creșterii. Seceri întotdeauna mai mult decât ai semănat. Principiul ăsta îmi place. Acum, e și normal, dacă ar fi să pun un bob de grâu și să-mi iasă un bob de grâu numai în spic, nu știu ce afacere ar fi aia, ce pâine poți să faci. Numai că pui un bob și iese un spic cu 100 de boabe. Ăsta e principiul creșterii. Și cuvântul spune aici că mult seceri, mult semeni, mult seceri. Pui puțin, n-ai să ai atât de mult, dar pui mult, vei avea mult. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Este o reclamă. I'm doing pretty good. Adică sunt mulțumit așa, I'm all right. Și reclama continuă mai departe. Dar asta vrei? Numai pretty good? Nu vrei ceva mai mult? Nu vrei excelență în tot ce se face? În tot ce e calitativ superior? Grăuntele nu seamănă cu firul care iese. La 1 Corinteni, capitolul 15, e arătat de Apostolul Pavel. La versetul 42, cuvântul spune... Și aici e vorba de înviere, așa e și la învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Ne uităm și suntem în haine de duminică. Și de aici pot să vă spun că toți arătați foarte frumoși. N-am mai văzut așa oameni frumoși și chipeși și aranjați și cu afate, și cu pălării frumoase, și fețe zâmbitoare, ca și aici. Mai știți ce? Departe e cum vom arăta cândva în slavă.
Asta e semănătura, ăsta e bobul pe care îl vom semăna. Dar ce iese e frumusețe de har, de bucurie, de glorie. E calitativ mult superior. Și mai e un lucru pe care vi-l dau al cincelea principiu. E principiul anticipării noi. Avem recoltă, dar să știți că n-am încheiat. La anul va mai fi o semănare. Gândiți-vă înainte că va fi o semănare. Uitați-vă după locuri și după momente și după ocazii în care să putem să semănăm. Recolta ne spune că va fi încă o semănare cândva. Recolta e ca să te bucuri de harul, de neprihănirea, de bucuria, de dragostea, de suficiența, de abundența pe care Dumnezeu o dă, dar gândește-te că va mai fi o semănare și seamănă mai departe. Și Psalmul 126 spune că cine seamănă cu lacrimi va secera cu bucurie. Semănarea e cu lacrimi, cu plâns, cu o stare în care aruncăm bobul. Cel ce umblă plângând când aruncă semânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Momentul emoționant când trimitem semânța e cu lacrimi, dar aceea luminează, aceea face glorie, aceea face lumină. În 1975 a fost lansată o rachetă, Apollo 17, și vă citesc câteva crâmpeie scrise de un ziarist, Bill Moyers, într-o carte despre lansarea rachetei Apollo 17. A avut pentru mine un efect mai de mult când am citit-o și vă recitesc pentru că e ceva de legătură stranie între slava lui Dumnezeu și credință. Apostolul Pavel vine și spune că darul pe care l-ați adus face să sporească mulțumirile și slava mulțumirii lui Dumnezeu și slava pe care o aduc alții mulțumiri către Dumnezeu. Și darul pe care îl facem aduce glorie lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, credința și slava, e o legătură. La nunta din Cana, ucenicii au văzut slava lui Dumnezeu și au crezut. În Ioan 11, mai târziu, Martei îi spune: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Între slavă și credință e ceva de unitate, așa cum în credință și ascultare e legătură. Și Bill Moyers explică și arată, descrie lansarea rachetei. A fost o lansare în timpul nopții. Sute de reporteri pe gazonul de iarbă, la o depărtare oarecare de baza Canaveral. Mulți spectatori veniseră ca la spectacol. Beau bere, râdeau, făceau glume, așteptând ca racheta imensă de vreo 35 de etaje înălțime să se ridice în spațiu. Ba unii spuneau cu glume: eu nu cred că o să se ridice. Numărătoarea inversă a început și apoi momentul lansării. Primul lucru a fost lumina extraordinară, portocalie, chiar la limita spectrului nostru vizibil. Totul devine iluminat de o flacără, ca a soarelui în mijlocul nopții. În momentul acela, întreaga structură gigantică a rachetei a început să se ridice încet și în tăcere, fiindcă îi trebuia câteva sunete, secunde sunetului ca să ajungă până la noi. Auzi deodată un uș asurzitor și apoi un simți cum sonorul acesta pătrunde în fiecare din noi. Toți am rămas nemișcați și fără grai, în timp ce racheta se ridica cuprinsă într-un nor luminos. Toți aveam privirile în sus, transfigurați de un tablou inexplicabil. După un timp se face tăcere și racheta devine o stea luminoasă pe cer. Ne dăm seama de o realitate uimitoare. Acolo, în punctul acela, sunt oameni. S-au îndreptat spre stele. Când totul s-a încheiat, plecăm. Dar vorbim toți în șoaptă.
am fost transformați de un lucru uimitor, de o experiență a unui miracol. Vă cer, frați și surori, în seara aceasta să trăim puterea aceasta a dragostei lui Dumnezeu. Va face lumină. Va face lumină în jurul nostru ca un soare. Un frate astăzi dimineață a venit și în 7-8 minute ne-a spus de ce e în țară, de ce groaznică e întunecimea în țară. Dragostea lui Dumnezeu face în noi să se lanseze ceva înspre Dumnezeu și înspre dragostea și slava Lui și face lumină și lumina aceasta luminează în noapte și unii râd pe gazon, râd de ei, alții își bat joc, alții cu berea în mână întreabă ce o să mai fie de ei, ia să-i vedem, dar deodată e minune. Cineva face o jertfă, sămânța e pusă în pământ și e gata să moară și jertfa aceea luminează dintr-o dată. Și asta-i dragostea lui Dumnezeu care ne face și pe noi să fim ca și El, ca Domnul nostru Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu e atât de mare încât Apostolul Pavel încheie capitolul 9 al dărniciei la 2 Corinteni și ne spune, îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul nespus de mare. Darul lui e nespus de mare. Ne-a iubit atât de mult ca și cum e un îndrăgostit și se uită la noi. Dumnezeu. Ieri o logodnă, azi alta, ce fericit mă face Dumnezeu să am în jurul meu oameni care sunt îndrăgostiți unii de alții. Și mă uit și se mănâncă, adică așa între ghilimele, unul pe altul din ochi. Nu s-ar mai opri să se uite unul la altul. Parcă e jenant să fii pe lângă ei, pentru că îți dai seama că ar vrea să fie singur și să-și șoptească, să spună intimități și secrete, că asta-i dragostea. Așa e Dumnezeu cu noi. E așa de îndrăgostit de noi. Și ne spune dragostea Lui și apostolul vine și spune cât de mare e dragostea aceasta, e nespus de mare, nu se poate calcula, n-ai cântar să o măsori, nu există un barometru care să o măsoare, e o dragoste care incomensurabilă, nu se poate măsura, incalculabilă, e infinită. În cântarea cântărilor, cântarea îndrăgostiților, cântarea dragostei lui Dumnezeu față de mireasa lui, e un verset care spune, și aici e cuvântul, că eu sunt al lui și el este al meu, ea e a mea și eu sunt al ei, o unitate. Spune la versetul, capitolul 7, la versetul 12, dis de dimineață ne vom duce la vii să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile, să fie parfum, să fie frumusețe. Acolo îți voi da, și aici e Dumnezeu care vorbește, îți voi da toată dragostea mea, îți voi da toată dragostea mea. În Isaia, cuvântul Domnului are cuvinte pe care le spune despre cea care este porumbița lui, care este aleasa lui, care este iubita lui și spune, îți voi împodobi zidurile cu antimoniu, îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, eu îți șterg fără de legile, dau popoare pentru tine. Odată vine și îi spune lui Avraam o declarație de dragoste.
Și să vă citesc. De la Avram învățăm multe lucruri bune. De data aceasta vă iau să spunem nu ca el. Domnul vine și spune declarația de dragoste, nu te teme, prea iubitul meu. Eu sunt scutul tău, te apăr, pe mine să mă lovească, dar nu pe tine. În mine să ajungă pietrele, dar nu în tine să ajungă loviturile. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Ascultați ce cuvinte de dragoste ale lui Dumnezeu pentru cel care e prietenul lui. Și știți ce spune Avram? Avram a răspuns, Doamne, Dumnezeule, ce-mi vei da? Vai, Avrame, Avrame, Dumnezeu coboară să-ți spună că atât de mult te iubește și El vine și spune, tipic, mercantil, comerciant, ca mai târziu Iacov, dacă-mi dai, atunci și eu îți dau. Dar să nu-i dragoste. Eu sunt scutul tău, nu te teme, eu sunt al tău, te voi păzi, eu sunt răsplata ta. Doamne, bine, dar ce-mi dai? Avram e în școala lui Dumnezeu. Am mai auzit odată o șoaptă, Avrame, Avrame, adu-mi ca jertfă ce ai mai scump. Și nu veți găsi că Avram mai spune un cuvânt, nu mai spune nimic. Avram a înțeles dragostea lui Dumnezeu. Ce semănăm, aceea recoltăm. Închei cu gândurile pe care le am în legătură cu un om mare al lui Dumnezeu, cu un om care a fost atât de iubit de Dumnezeu că e și cântărețul iubit al poporului și un om după inima lui Dumnezeu. La 2 Samuel, la capitolul 11, îl veți găsi că se plimbă, stă și se odihnește, face plajă pe balcon, pe terasă și îi fug ochii, n-au televizor atunci, ca să uită. Și dincolo ecranul îi arată ceva. David, ce faci? Închide ochii, fugi! Iosif și-a aruncat haina odată, că n-a vrut să păcătuiască. Și spune că se plimba, s-a sculat din pat, când se plimba pe acoperișul casei, a zărit de acolo o femeie care se scălda. Urmează păcatul și e sămânță și urmează o recoltă. Amnon, dacă taică-s-o a putut așa ceva, de ce nu Amnon cu Tamar? Și după păcat urmează crimă. Și uitați-vă mai târziu, când crimă după crimă, sabia în mijlocul unei familii binecuvântate. Uitați-vă la Absalom care strigă, la David care strigă, Absalom, Absalom, fiul meu, Absalom. Nu, strigă David, ce-am semănat? Și uite ce recoltă este. Și să vă dau un alt exemplu, tot în legătură cu David. Când fugea, îl primește dincolo de Iordan, în Galaad, îl primește unul Barzilai, bătrân, 80 de ani. Bătrânul acesta îl primește pe David cu riscul că Absalom e tare, are armată puternică, David nu mai are niciun viitor. Dar îl primește Barzilai, Galaaditul, i-a dus paturi, lighene, vase de pământ, grâu, orz, făină, miere. Două versete sunt ce aduce Barzilai, bătrânul acesta. S-au întors lucrurile, David trebuie să plece.
și îl petrece până la Iordan. Și acum David îi spune: bătrâne Barzilai, hai cu mine. Hai cu mine la Ierusalim, acolo sunt palatele, acolo te poți odihni, acolo poți să fii în liniște și ai o bătrânețe liniștită și fericită. Și Barzilai se uită și spune: majestate, eu sunt bătrân. Uite-te aici, Kimham, fiul meu, ia-l pe el. Eu nu mai știu nici gustul, că-mi dai savarină sau dacă-mi dai amandină sau îmi dai pârjoală de miel sau îmi dai pârjoală de vacă, nu mai știu, nu mai, lasă-mă pe mine. Uite aici pe Kimham. Vedeți, Barzilai a semănat și el în neprihănire. Și cuvântul ne spune la Ieremia că Kimham s-a dus împreună cu David și David face ceva, îi dă o moșie. Îi dă o moșie în Betleem. La Ieremia, la capitolul 41, avem cuvântul că au pornit și s-au oprit. E vorba de migrația aceasta, ieșirea. Și s-au oprit la hanul lui Kimham, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt. Vă spun acum, așa în grabă, o semănătură și o recoltă. Un bătrân primește un fugar asemănat. Și Kimham, copilul lui, ajunge să aibă o moșioară pe care împăratul i-a dat-o, la Betleem, că acolo erau moșiile lui Ișai. Și Kimham își face un han, o casă de poposire. Și Dumnezeu Preasfântul se uită din toate locurile pe pământ unde să-și pună copilul, trupul care se va naște, unde să-l ducă? În hanul de la marginea Betleemului. Asta e recoltă! Ăsta-i seceriș, un bătrân asemănat și după veacuri Dumnezeu știe, acolo e un han al dragostei, un han al iubirii, acolo vreau să mi se nască Mesia Hristosul. Frații mei, cu gândurile acestea eu închei și îndemnul pe care l-am. Cât iubim pe Domnul, cât semănăm. Stanley Jones spunea că s-a dus la un hotel și la hotelul acela era un calorifer pe care era un semn și scria: deschide caloriferul complet sau închide-l complet. Dacă e jumătate deschis, fâsâie și picură. Știți ce vreau să spun? Că mă uit la unii că așa fâsâie și așa picură. Știți de ce? N-au inima totală predată Domnului. O, dacă ai fi în clocot. Esop are o fabulă. Și fabula aceasta nu e cu animale, ci e cu unul care, trecut de vârsta mijlocie, încărunțise, s-a îndrăgostit. Și s-a îndrăgostit de două. Una era tânără și una era bătrână. Ce povești are și Esop ăsta? S-a îndrăgostit și când mergea cu aia bătrână, se uita în cap și avea fire negre și nu-i plăcea. Vroia să fie ca ea, mai căruntă, mai albă, și lua și îi smulgea firele negre. Și când mergea cu aia tânără, asta nu-i plăcea că avea păr alb
și străgea bietului om firele albe ca să rămână alea negre. Și până la urmă, tot umblând de colo, colo, omul a rămas, știți cum, chel, a rămas fără păr. Asta e fabula lui Esop. Domnul Iisus spune puțin diferit. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu se poate. Viața de credincios al Domnului e o viață predată. Când Domnul s-a dat pentru noi, s-a dat în întregime. S-a dat cu tot ce a avut. Și ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi. Nu există altă mântuire, nu există altă răscumpărare, nu există alt mod de a ajunge la Tatăl în veșnicie decât prin El, prin Dumnezeu însuși care a coborât aici pe pământ. S-a dat pentru noi. Aceasta e dragostea, darul nespus de mare pe care spunea apostolul Pavel. Nespus de mare e darul acesta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul nespus de mare. Întrebarea e, care e darul nostru? Cum îl iubim pe Domnul? Doamne, ajută-ne să te avem numai pe tine ca stăpân. Ajută-ne să te iubim în așa fel încât tot ce avem, tot ce suntem, tot ce ne dai, să ți le aducem înapoi ție. N-ați vrea în seara aceasta să luăm o hotărâre? O hotărâre în care să ne uităm, nu cumva inima mea nu e de plină dată Domnului. Am și ochiul într-o parte și dincoace, nu se poate. Privirea țintă, spune cuvântul, la Domnul Iisus Hristos. N-ați vrea în seara aceasta să facem o schimbare în legătură cu felul cum ne comportăm față de Domnul? Se uită la noi, vede inima, ne cunoaște gândurile, plecăm capetele. Suntem înaintea Lui. Doamne, uită-te la noi, ai milă de noi. Atâtea pofte și atâtea chemări în lumea aceasta. Și tu ai o chemare simplă la dragoste, la o iubire sublimă, înaltă, dar o iubire jertfitoare. Ajută-ne să întindem mâna, să ne apuci tu din noroiul și din mlaștina în care suntem, să ne scoți la un liman de bucurie și de devotament sfânt, să fim ai tăi. Dacă e un suflet care vrea în seara aceasta să aibă un nou început în legătură cu dragostea față de Domnul, să fie o semănare nouă, o brazdă nouă, eu îl îndemn, nu pentru mine și nu pentru oameni, ci pentru Hristos, să se ridice în picioare. Doamne, ajută-mă la o nouă brazdă, la o nouă semănare, să semăn în neprihănire. Dacă e cineva care vrea să aibă un nou început în seara aceasta, îl îndemn să se ridice și harul să-i fie revărsat din plin. În nevrednicia noastră, Dumnezeule, uită-te la noi și ai milă de noi, fie slăvit, Tată. Așa cum sunt la tine, spare, sfânt.
Repetăm încă o dată versetul și fac apel la cei care încă n-au încheiat un legământ. Sunt tineri printre noi la vârsta când lumea vrea să îi prindă cu tentaculele și cu ispitele și să nu-i mai lase. Desprindeți-vă de păcate, de stările, de duplicitate. Aruncați-vă în brațele Tatălui Ceresc. Dacă e cineva care vrea în seara aceasta să-și predea inima Domnului, să arate cu ridicare de mână. Așa cum sunt la tine. Dacă mai e cineva, nu vă sfiniți, nu vă rușinați de Domnul. El așteaptă. Să fie o recoltă bogată pentru slava Domnului și din semănătura din seara aceasta, numele Lui să fie slăvit. Amin. Ne ridicăm. Să mulțumim Domnului.